130, 140. Salutare și bine am găsit la un nou car vlog. Probabil să nu avem acest clip datorită titlului și o să intrăm în pâine imediat, dar ca și idee să vă fac o mică introducere. În descriere aveți toate detaliile în cazul în care vreți să-mi dați un mesaj, Instagram, Facebook și toate cele. Bun, hai să intrăm în pâine. Pentru a face acest lucru, bineînțeles, mi-am luat aici două din astea care miros frumos în plus, ca să mai au trei cai, și cu ăsta care este primit de la un abonat, da, mă rog, am mai făcut încă 15 cai de acolo, deci deja este ceva. Bineînțeles, ieri am făcut, am primit un mesaj, ieri am făcut și un... Am făcut un proces foarte greu cu privire la mașină, adică am curățat-o, i-am șters praful toate cele, pentru că am zis că am nevoie de cât mai puțin greutate pe mașină pentru a face acest lucru. În schimb, motorina e peste jumătate și asta o să mă greuneze. Bun, de când peste chestia asta, hai să trecem la video în sine și vă invit să urmăriți până la capăt, să vă spun care și cum este treaba. Bun, oho, a pornit și avem 159.997 de kilometri, mai avem 3 km și facem 160.000. Și cum am putea să sărbătorim asta altfel decât să mergem pe autostradă? O să intrăm pe autostradă, doar că trebuie să ne asigurăm că pe aici se merge cu viteză destul de mare și na. Bun, vreau să vă zic încă, de fapt nu o să vă zic nimic, o să vă zic la momentul oportun anumite chestii. Pentru că oricum în intro o să vă pun o mică parte din video și nu știu dacă o să cenzurez sau ceva sau chestii de genul ăsta. Dar în principal o să vă povestesc după câteva pățanii și chestii de genul ăsta. Ultimul clip a prins destul de bine și vă mulțumesc pentru asta. Probabil și acest clip o să prindă destul de bine. Și mai mult o să vă zic după ce o să intrăm pe autostradă și după ce o să vorbim de mai multe chestii. Dacă până momentul ăsta n-ai dat like la video ăsta, ar fi momentul să o faci, pentru că o să fac continuarea, ca să zicem așa, dacă pot să zic. Și v-am mai zis că am avut niște pungi de braț care tot făceau feste și mi-am mâncat un cauciuc pe interior și alte genul. Și de exemplu la, să zic, la 90 acum stă volanul fix, bine, depinde cum ieși drumul, dar înainte la 100-100 și deja începea să joace, acum nu prea mai joacă. Bine, era și din cauciucuri, pentru că nu erau chiar toate egalizate, nici presiunea nu era făcută chiar ok, dar asta s-a rezolvat în timp, să ne băgăm pe banda asta, pentru că trebuie să mergem înainte. Să intrăm pe autostradă. Nu știu, habar n-am, motorul nu e chiar cald, nu am 90 de grade. Poate să mă bag pe banda asta. Dar o să se încălțească acum pe autostradă afară. Cred că sunt undeva la, habar n-am, nu știu să vă zic câte grade sunt. Cred că 2-3, ba nu, să fie 5-10 grade maxim. Momentan a fost vorba de zăpadă sau alte cele, dar în ultimele două zile a fost destul de nasol, pentru că găseam dimineața parbrizul înghețat, adică a fost friguț, destul de friguț, și încă mai am niște lichid de parbriz de vară, mi-am luat și de iarnă, pe ăla o să-l consum probabil în viitor apropiat. N-are rost acum pentru că am spălat ieri mașina și nu e chiar cel mai calitativ lichid de parbriz și, mă rog, asta este altă idee. Mamă, ce milă mi-e de ăsta săracul, da? Din păcate, deja s-a făcut verde și nu pot să rămân pe loc să-l ajut cumva, gen să-i dau ceva sau... Bine, mulți zic că ăștia sunt puși aici și că n-au niciun defect, dar chiar și cum ar fi, mă rog, nu știu, nu are rost să... Hai să lăsăm pe alte, să trecem la noastre, pentru că mi s-a făcut așa pielea de găină oleacă și... Nu știu care e ideea cu tirul ăsta, pentru că văd că merge destul de încet și cred că vrea să schimbe banda sau nu-mi dau seama. Pentru cei care o localizează, probabil știu că în talon viteza maximă constructivă a mașinii este de 162 la oră. Eu am reușit să prind pe, mamă, 159.999, așa că se vede în bord, habar n-am, nu cred că se vede. Eu am reușit să prind pe bord 175-177, fără să fie coborâre sau ceva de genul vânt sau astea, atât am reușit să prind. Și acolo era turometru între a 5-a la 4200 de turi, ceva de genul. De acolo n-am mai urcat nici, poate dacă îmi băteau un vânt puternic în spate sau dacă venea unul cu 300 în spate și mă lansa. Dar de acolo n-am mai, în față am înțeles. N-are rost să fac aici vreo manevră de aia tâmpită, că n-are rost. Și oricum a zice voi în comentarii că n-am pe ce să mă baze și știu, asta este ce să fac. Și na, mă rog, deci cam mai ar fi pe bord maxim, să zicem 175-177. În realitate, cu eroarea de bord, să zic, e pe la 165. Pentru 70 de cai e ok, cel puțin eu pe repriză și pe astea sunt mulțumit de ceea ce dezvoltă pe reprize. La top speed totuși, n-ai ce să ceri de la un
5-70 de cai, să fim serioși. Dacă era benzină, că 1.4 benzină de la Logan, cred că se ajută așa, 177-180 pe bord. În realitate, nu știu exact că scrie în talon la 1.4, chiar n-am stat să mă uit. Dar știu că la 1.5, la versiunea asta, scrie 162 de km pe oră. Acum, nu știu, probabil se pot depăși kilometria sau nu se pot depăși, habar nu am. Dar viteza de pe bord nu este viteza reală, adică și dacă am 140 pe bord, în realitate am undeva la 131-132. Deci ar putea să merg cam cu 150 pe bord, ca să n-am treabă cu radarul, să zicem, adică ar fi tolerabil. Dacă am 150, viteza reală undeva la 140 și ceva, 141, cred. Mă rog, n-ai mai fi de iertat, dar asta e altă poveste. Aia să nu forțăm acum, să-i lăsăm să se bage ei. Și acum trebuie să așteptăm puțin pentru că... O, 160.000 fix, la mulți ani. A, așa. Doar că vin destul de lansați alții din spate. Și... nu prea pot să mă bag, că se bagă ei mai tare și ei n-au Logan și... acum ne băgăm și noi. Am înțeles, și în fază se lucrează. O să fie plăcut, ce să zic. Hai să curățăm și noi o leacă. 130, 140 și aici o să trebuie să schimbăm banda. Și cam atât. Hai să mă bag totuși aici, că n-are rost să fac vreo manevră de asta mai nasoală. Oricum, ideea ce vreau eu să vă... opa, stai să o lăsăm mai încet. Ideea ce vreau eu să vă transmit încă de la început este faptul că nu o să... în primul rând nu permite traficul și nu o să vreau să ajung la viteza maximă, pentru că mai bate un vânt, mai nu știu ce, nu vreau să dau un exemplu prost. Viteza maximă pe care mașina o prinde e undeva la 175-177 pe bord, 165 în realitate, cred, să fie 10 km oarea. Acum o să facem doar așa niște reprize sau alte cele. Pentru motor de 1.5-70 de cai, eu sunt foarte mulțumit pentru cum se mișcă și cum dezvoltă puterea și toate cele. O să mai facem acum încă o din asta, deci chiar nu vreau să dau un exemplu prost și aș fi putut să ajung la un top speed și după să cenzurez, dar n-am vrut efectiv. Hai să lăsăm să ducă alții pentru că nu vreau să încurc circulația. Și oricum, din când în când să mai faci câte o din asta pe autostradă, sunt sigur că nu strică. Hai să vedem, 100, 110, 120, hai să schimbăm pe la 3000 și ceva, 120. Și hai să mai încercăm puțin mai în față, de obicei nu prea are bonus de radarul aici, dar hai să vedem. Mamă, deja s-a făcut cald în mașină. 140. Bine, pe bord, în realitate nu știu exact cât e. Și nu cred că are rost mai mult de atât, pentru că nu vreau să am probleme sau alte chestii de genul. Știu doar că am făcut bine cu chestia asta, plus că e un mare dezavantaj faptul că la 140 ai undeva la 3000 și ceva de ture, 3500 aproape. Și în primul rând, dacă mergi foarte mult autostradă, o să-ți consume destul de mult, fiind o durație mare. Și nu uitați, dacă aveți o mașină diesel, cât deșiți de pe autostradă sau ajungeți acasă, să nu opriți direct, lăsați un pic să se răcească turbina, să înțelegeți unde bat. Dar ideea e că la 140 se ține volanul destul de ok. Pentru o mașină low cost este ok. Asta e, nu neapărat ce vreau să transmit, dar e ok. Dar sincer, n-aș merge tot autostrada așa, adică mai mers, dar depinde și dacă mă grăbesc sau ceva. Da. Acum, sincer, dacă aș avea un consum instant, cred că aș avea la 7-8, dar totuși sunt 3500 de ture, adică e destul de tura motorul. Și asta e dezavantajul a unei cutii 5 la poarte și dezavantajul unui motor mic. Pentru că motorul mic se durează mult mai repede. Dacă aș avea un motor de 2500 trepte, aș fi avut probabil 143.000 de ture, ceea ce oricum e mai puțin. Și trebuie să revenim nu doar la consum, ci și la faptul că durațiile din ce în ce mai mari o să-ți permită și alt cuplu și, mă rog, înțelegeți unde bat, adică poți să ajungi la viteză mult mai mare dacă asta îți dorești cu adevărat. O să ies de pe autostradă aici. Ideea principală este că nu vreau să transmit, să instig lumea la viteză sau alte chestii de genul ăsta. Am atins undeva la 145, cred, maxim, adică undeva la 135 în realitate, deci dacă vede cineva clipul ăsta, sunt în regulă cu legea. Nu am depășit, câteodată este un avantaj să ai și mașină mai puțin potentă, pentru că nu te împinge de la spate, să zicem, să mergi cu viteză foarte mare. Și nu recomand orice mașină ați avea să ajungeți la viteza maximă a mașinii sau măcar unde vă permite drumul, din toată inima, dacă asta simțiți și asta vă face fericiți, faceți-o, dați-i să-i sară pistoanele, să-i curățați injectoare, să-i sară turbina, orice.
ca să fie în condiții de siguranță și să fiți voi siguri pe voi că puteți face chestia asta. Exact ce vă spuneam de chestiile astea cu autostrada, cu mersul de siguranță în autostradă. Vedeți, cel care s-a băgat în depășire cu tirul a încurcat destul de mult circulația acum și cel care este cu Mercedes-ul în spate probabil înjură și îl scuipă așa prin parbriz sau cum știu, probabil nici nu-l văzuse. Mă rog. Bun, cam asta ar fi clipul. Sper că v-a plăcut. Iar noi ne vedem la următoarele episoade. Mersi de vizionare. Subiecte pentru car vlog. V-aș ruga să lăsați în comentarii. Acum o să lăsăm puțin să ruleze în frâne de motor mașinuța pentru că trebuie. Bun, cam asta ar fi clipul. Sper că v-a plăcut. La revedere.